Eradica comportamentul, atitudinea absolut suburbană a unora dintre cei care conduc fotbalul la nivel de cluburi în acest moment. Sigur că aceste reacții vin în momentele în care, în general, echipele pe care le reprezintă au rezultate negative, sunt arbitrate fără a se ține cont de legile jocului sau cu încălcarea legilor jocului, au momente în care consideră că există o conjunctură sau o coaliție care lucrează împotriva clubului respectiv și așa mai departe. Toate aceste atitudini însă nasc monștri, creați de monștri, ca să spun așa. S-a ajuns ca prin astfel de atitudini reacția jucătorilor să fie absolut de neînchipuit ei între ei. Jucători profesioniști care au și un sindicat și care se atacă violent, periclitând unul altuia continuarea activității de jucător profesionist, loviri fără mingi, fără minge, scuipați, injurii la adresa suporterilor, injurii la adresa băncii adverse. Există antrenori care se înjură între ei și sunt numai 18 antrenori principali în prima ligă, foști colegi de echipe sau sunt o mare majoritate care au jucat în aceeași perioadă. Există conducători de cluburi care jignesc și sunt cam aceiași la înainte de meci, în timpul meciului și după meci, făcând deliciul dumneavoastră, bineînțeles, care promovați astfel de secvențe și în același timp nefiind sancționați la nivelul la care regulamentul prevede. Există o presiune fantastică începând de lunea și până vineri, sâmbătă, duminică, când sunt etape, prin declarațiile care se fac atât asupra jucătorilor cât și a oficialilor de meci, să nu spun cât de mare este presiunea și asupra antrenorilor. Există în același timp o reacție negativă din acest punct de vedere a arbitrilor. Dacă în primele trei etape am fost de acord că au avut o evoluție bună, după etapa a patra și a cinci încoace, nu știu ce s-a întâmplat, dar evoluția lor lasă foarte multe dorit și mă refer aici tocmai la arbitrii care au o reprezentare pe lista FIFA de an bun de zile și pe care Comisia de Arbitri a considerat arbitrii de valoare, arbitrii, dacă vreți, chiar spre profesioniști. Există acest an un an al goanei după aur prin participarea a două echipe în preliminarile Champions League. E posibil ca una chiar să intre direct în grupe. Două echipe în cupele, în cupa UEFA, ce mai fi și prin Inter Toto. Și probabil că acest lucru a determinat o atitudine absolut de neimaginat și suburbană a unora dintre conducătorii de fotbal. Din acest punct de vedere, am solicitat și solicit în continuare comisiilor de fond de apel ale Federației să încadreze faptele acestor indivizi în regulamentul existent și să dea sancțiunile maxime. Este ceea ce au solicitat și cei patru reprezentanți ai cluburilor și că probabil vor solicita și ceilalți 14 în cele două întâlniri care le vom mai avea. Există de asemenea, până la problema arbitrajelor, problema preocupării pe care trebuie să o aibă cluburile și federația pentru o informare permanentă și reciprocă în ceea ce înseamnă organizarea și desfășurarea activității. Este un fenomen social în expansiune care, dacă
Nu se reușește în acest moment sau în viitor foarte apropiat eradicarea acestui comportament, această expansiune care ar trebui să genereze venituri prin creșterea economică, prin dezvoltare economică, prin legislație permisibilă, să aducă în loc de progres și creștere, să aducă regres și o scădere a bugetului cluburilor noastre. Se solicită creșterea sancțiunilor sau majorarea sancțiunilor adresate celor care încalcă regulamentul, pornind de la jucători și încheiind cu cluburile, pentru că știți bine că întotdeauna când un oficial sau chiar suporterii comit acte care încalcă regulile de joc sau legile de conviețuire la un meci de fotbal, cluburile sunt solidare cu sancțiunile pe care persoana respectivă sau grupul respectiv le suportă. Am să dau și un răspuns personal la ceea ce domnul Stoica a afirmat, și anume că eu am hotărât să nu fie aduse brigăzi din străinătate. Nu știu de unde are această informație. Aș vrea să-i comunic că nu mă ocup de problemele de arbitraj în Federația Română de Fotbal, nu este atribuția mea, și că eu știu brigăzile și observatorii cu două zile înainte sau o zi înainte, când mi se înmânează această fișă cu delegările tuturor brigăzilor de arbitri și observatorii, locul de desfășurare și orele și ce posturi de televiziune transmit meciul. De aici și până îi comunica președintelui sau investitorului, domnului George Becali, că eu am decis din acest punct de vedere, deși nu am, repet, atribuții, și a fi o declarație absolut surprinzătoare din punctul meu de vedere, că dânsul, domnul Becari, ar fi putut să mă cumpere pe mine cu vreo 600.000 de euro, dar probabil că am fost cumpărat cu 200.000-300.000. Vă anunț că vreau să facă dovada când, unde și cum a contactat vreodată în viața dânsului să-mi ofere măcar un leu sau un petic de pământ, ca să se pronunțe în acest sens. N-a făcut-o direct, a făcut-o voalat, această afirmație. Eu aștept scuzele dânsului, pentru că efectiv cred că trebuie să își ceară scuze pentru afirmația care a făcut-o așa voalată cum este, pentru că am avut și sper să am în continuare o relație normală cu domnul Becali. Vreau să vă spun că vis-a-vis de modul în care sunt atacați observatorii și arbitrii, am făcut încă din 2002 o plângere la DNA. Și vă spun și când a plecat, pe 27.11.2002, la care n-am primit niciun răspuns. Fac încă o dată apel. La ministrul de interne, probabil, trebuie să fac apel. La SRI. Prin mijloacele specifice, să poată să ne aducă 1, 2, 3, 100 de oameni implicați în fotbal care propun sau efectuează acte de corupție. Pentru că numai astfel, așa cum de altfel s-a întâmplat și în Germania și în Italia, putem să fim în continuare credibili. Dacă aceste instituții reușesc să depisteze astfel de acte în fotbalul intern românesc. Este păcat că jucătorii cad în această capcană și au cu totul și cu totul altă atitudine la meciurile internaționale pe care le joacă în cupele europene și o altă atitudine în campionatul intern, crezându-se protejați, crezându-se indancibili și având aceeași atitudine
pe care, din păcate, eu nu ți-a fost jucător la Dinamo, eu am jucat la Sportul Studențesc. Jucătorii clubului Steaua și a clubului Dinamo o aveau înainte și imediat după Revoluție. Atac în haită la arbitru. Atac în haită cu banca la arbitru asistent. Este păcat dacă nu se scrie în rapoartele de observare, este păcat dacă aceste comisii care conduc din punct de vedere disciplinar activitatea nu iau cele mai drastice măsuri pe documentele pe care le-au la dispoziție. Eu vă mulțumesc.